Bine v-am regăsit, dragi cititori, Herald în cadrul rubricii Cititori Întreabă, Psihologul Răspunde. În cadrul acestei frumoase campanii, provocări și soluții în relația de cuplu, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald și pe pagina de Facebook a editurii, toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina de Facebook Herald. De asemenea, revenim cu rugămintea de a ne lăsa comentarii. Întrebări, propuneri de teme de, de discuție în comenturile la aceste materiale sau chiar pe pagina de Facebook a editurii Astăzi este alături de noi Diana Vijulie, psiholog și vom vorbi despre felul în care putem să construim o relație de cuplu cât mai longevivă Chiar dacă, cu siguranță, toți am trecut prin tot felul de încercări, cred că nu există relație de cuplu care de-a lungul vieții să nu fie supusă unor minime încercări, să spunem așa, și nu există, după cum știm, am o formulare, să spunem, pe care o tot folosesc, nu există partener perfect, nu există părinți perfecti, nu există copii perfecti, nu există relație perfectă. Uh, și atunci, pentru că nu curge lapte și miere în nicio uh, relație de cuplu, bineînțeles că trebuie să învățăm, uh, poate cumva, și lecția compromisului, uh, în măsura în care, odată cu compromisul, stabilim și niște granițe, stabilim și niște limite sănătoase, adică un compromis care dă în sacrificiu, e clar că nu mai este viață, dar, pe de altă parte nu putem fi nici așa gică contra tot timpul cumva cu o atitudine ostilă față de parteneri și mai ales cu o atitudine critică, pentru că aș vrea să atingem și acest punct despre critică în relațiile de cuplu. Am ales o carte astăzi, este vorba despre Harriet Lerner, Dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperații. Foarte pe scurt, Dansul relațiilor, noi am mai vorbit despre această carte pentru că este o carte minunată și Harriet Lerner este un autor extraordinar. Această carte ne învață cum să gestionăm cele mai importante relații din viața noastră cu claritate, încredere și iubire. Și cumva această carte ne explică ce să spunem și ce să nu spunem atunci când Dorim să ni se ceară scuze, dar persoana care ne-a rănit refuză să își ceară iertare. Suntem disperați și nu știm cum să facem ca partea de conversație și de comunicare să avanseze, se blochează într-un punct. Ne simțim cumva împovărați și deprimați, de ce spuneam eu mai devreme, de criticile, negativismul sau comportamentul iresponsabil al celuilalt. Am fost respinși, am fost ignorați, iar cealaltă persoană nu dorește să comunice, să discute cu noi și multe, multe altele. Deci, ce facem noi, pornind de la subiectul acestei cărți frumoase, ce facem în momentul în care simțim toate aceste stări, așa cum frumos spune Harriet Lerner în subtitlul foarte sugestiv de altfel al acestei cărți, al acestei lucrări, ce facem când ne simțim furioși, răniți, frustrați, jigniți, trădați, Înșelați uh, în relația cu partenerul de cuplu? Păi, uh, mi-a plăcut foarte mult. În primul rând, vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult că ai spus că nu există relație perfectă și cred că locul din care putem porni este de aici, pentru că nu există relație perfectă, ceea ce înseamnă că la orice tip de relație, oricât de bine sau de rău ar merge ea, e important să lucrăm. E important să apărem acolo în relație cu tot ce aducem noi și să-l invităm și pe partenerul nostru să vină acolo și să fim conștienți unul de celălalt și să fim conștienți și unul și celălalt că depunem eforturi, da, plăcute, de foarte multe ori eforturile astea sunt plăcute, de a fi acolo în relație. Apoi, când lucrurile merg mai greu da, și eforturile astea sunt mai puțin plăcute, primul lucru e important să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Când partenerul meu mă critică, eu ce simt? Nu pot să spun că mă simt criticată, dar sub această critică eu simt într-un fel. Mă simt tristă, mă simt furioasă sau poate mi-e frică. Și e important pentru mine să definesc ce simt. Și apoi este important pentru mine să definesc ce vreau. Și apropo de granițe, da, aici să definesc pentru mine unde este limita mea, până unde poate veni partenerul meu și cu ce mesaje, da, și până acolo îl primesc și de aici, mai spre mine, de acolo nu îl mai primesc sau nu primesc mesajele respective. Și pasul trei, să comunic lucrurile astea cu el. Să-i spun partenerului meu, mă simt așa, uite, tu când mă critici, eu mă simt X, tu când îmi spui așa, eu sunt furioasă, eu sunt tristă. Da? Și vreau de la tine să faci altfel. Și să-i spun exact ce vreau de la el, ce vreau să facă. Treaba asta cu critica este un, um, un element care rodează foarte tare relația. Pentru că partenerul de cuplu este acea persoană față de care avem un atașament și putem primi critica din partea celuilalt și sub o formă frumos împachetată. Adică, um, eu primesc feedback de la partenerul meu că e partenerul meu de viață și mă ajută să cresc și să devin o versiune mai bună a mea sau, da? Dar um, ce se întâmplă este că. Câteodată -ă, mesajele lui, eu, la mine se deschide poarta și ele intră, tocmai pentru că eu am atașamentul ăsta cu el, și atunci poate să intre și critica. Și asta este mai, mai profund, cumva, decât dacă aș accepta un mesaj sau o critică de la colegul de la muncă sau de la o prietenă care nu mi-e atât de apropiată și odată ce critica a ajuns la mine, pentru că eu am deschis granițele astea, nu le-am pus poate sau el le-a spart, a fost foarte intruziv cu critica lui, atunci eu mă simt rănită sau, na, cum zice tot subtitlul cărții, și îmi vine să mă retrag din relație. Și atunci mi-e greu să mai investesc în relație, tocmai pentru că eu sunt rănită, eu sunt, îmi vine să mă apăr. Da, și să mă apăr în relație, din nou, asta erodează foarte, foarte tare, pentru că se pierde ideea de comunitate, de echipă. Noi doi suntem împreună. Um, uite, aș face o completare, mergând pe aceeași idee pe care ai expus-o tu foarte succint, zic eu, cu multă obiectivitate și frumos, legată de, de critică. Și mi-a plăcut când ai spus că, apropo, de eforturi. Că le facem din plăcere. În momentul în care știi că și critica poate fi, mă rog, deși în momentul în care spui cuvântul critică, el conține niște conotații negative, din păcate. De reproș, ce să mai zic. Dar se, se folosește și termenul de critică constructivă și critică poate mai puțin constructivă, ca să nu zic distructivă. Dar în momentul în care există, consider, un echilibru între partea de critică și partea de apreciere, eu consider că aprecierea și încrederea sunt ingrediente vitale, nu importante, vitale în relația de cuplu. Pentru că în momentul în care tu primești în egală măsură, poate și critică, dar primești și apreciere, valorizare, da? Mă, ai făcut un lucru. Cât de mic, da? Ai depus acele eforturi despre care foarte frumos ai, ai spus tu, da? Și pe care le-ai făcut din plăcere. În momentul în care știi că ești valorizat, în momentul în care știi că ești apreciat, în momentul în care simți, mai ales pentru un bărbat, în momentul în care simți că partenera se bazează cumva pe tine, vorbim aici de un soi de, hai să spunem, de mândria a bărbatului, știi? De nu neapărat ego, dar există acolo ceva în el, se simte bărbat. Și în momentul acela este foarte fericit și bucuros și depune câte eforturi este necesar, făcându-le de plăcere, pentru că știe că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, într-o doză mai mică sau într-o doză mai mare, aprecierea, recunoștința, recunoștința partenerului va veni. În momentul în care nu vine decât critică, în momentul în care vine doar nemulțumire și reproș, deci ai senzația de cele mai multe ori că partenerul cumva vânează. Vânează greșelile celuilalt. Și nu primești nici măcar o vorbă bună, dar ești bombardat cu niște mesaje, mai mult sau mai puțin toxice, că până la urmă o critică, și mai ales când este frecventă, da? când primești astfel de mesaje, nu știu, 3-4 pe zi, cel puțin, trebuie să fii foarte puternic apropo de limite și de granițe să poți să, da? Aproape că te duci într-o zonă a submisivității, da? Acel ascultător docil, da, bun. Și stai și te gândești, bă, până unde să fiu ascultător și docil și să tot accept astfel de lucruri. Parcă mai am nevoie și de un pic de încurajare, parcă mai am nevoie și de o vorbă bună. Da, ai perfectă dreptate, pentru că pe partea elaltă a criticii, indiferent dacă e constructivă sau o critică, mă rog, negativă, să zicem, este partea de apreciere. Uh, și e important să transmitem asta. Dacă putem să o transmitem în același pachet cu critica, asta ar fi grozav. Apreciez foarte mult când faci X și Y și uite, aș vrea să nu mai faci Z. Da? Și atunci partenerul meu o să primească altfel mesajul meu de critică, dacă el vine la pachet și cu ce fac bun. Pentru că nu mă mai simt doar, bah, iar am greșit, iar s-a supărat, iar nu i-a plăcut, e și ceva bun pe care îl fac. E și un mod de a participa la relație și de a fi apreciat munca mea, efortul meu pe care îl depun, e, e, timpul pe care eu îl investesc în relație, faptul că îmi văd partenerul sau partenera și îmi dau seama ce are nevoie și sunt dispus sau dispusă să fac acest efort suplimentar, da? ziceam că uneori e plăcut, dar mai ales când facem efort împreună, efortul de cuplu e plăcut, dar câteodată trebuie să-l fac eu. Nu am chef acum să fac X, dar știu că pentru partenerul meu este util și atunci sau îi place și atunci o să fac lucrul ăsta pentru el. Mi-ar veni să-i zic vrute și nevrute, și știu că la el mesajul nu o să ajungă bine dacă îi le zic așa, și atunci îi le transmit altfel. E și o proporție optimă în care să le dozezi, știi? Adică, pentru o critică pot să-i spun trei lucruri pe care le apreciez la el. Asta pe termen lung, sau cinci lucruri, sau șapte lucruri, sau câte pot eu. Ideea e să-i aduc și partea asta de pozitivitate și faptul că văd eforturile pe care el. Le face în relație, tocmai ca să nu vină doar critica asta, doar uh, mesajele negative uh, Dacă o să vină doar partea asta de critică și de mesaje negative, el ori se retrage, da, ori se înfurie și devine și el vine către mine cu critica lui Și atunci o să avem nu știu, o, o tabelă de scoră, care dintre noi a făcut e, mai multe greșeli? Da, greșe? e reactiv, devine și el reactiv, reacționează la reacția ta da. De multe ori în cupluri se întâmplă chestia asta și devine un stil de relaționare, da, în care relația se întâmplă pe zona asta de critică și reactivitate, cum zici tu, și pare că asta e un pic mai bine decât să vină zona de critică și apoi celălalt să se retragă din relație. Nu mai există interacțiune în partea de retragere. De fapt, hai să, poate că este mult spus retragere din relație, cât o văd mai degrabă ca pe o retragere emoțională. Și uite, am găsit ceva interesant apropo de ce ai spus tu, și care are legătură și cu critica. Primul punct pe care l-am spus eu puțin mai devreme, dorim să ni se ceară scuze, dar persoana care ne-a rănit refuză să-și ceară iertare și nu-și recunoaște faptele. Iar așa am găsit o chestie interesantă. Dacă vreți o rețetă pentru eșecul în orice relație importantă, încăpățânați-vă și refuzați să vă schimbați până când cealaltă persoană se schimbă prima. Adică să-i să, să, -i, să -i reproșezi celuilalt sau nu să-i reproșezi, să-i ceri cu obstinație celuilalt să se schimbe fără să te gândești Mă da, eu îi cer tot timpul cealaltă să se schimbe, dar oare eu cum sunt că întâi ar trebui să mă văd pe mine și pe urmă pe cealaltă? Pentru că noi, din păcate, avem tendința, fiind subiectiv, să ne uităm totdeauna la defectele celuilalt, dar nu și la defectele noastre. Și îți mai spune mai departe. Din carte iau așa puțin. Nimic, nici măcar antrenarea asertivității. Și toate abilitățile de comunicare din lume nu poate împiedica o relație să devină un loc al manifestării tăcerii ostile, apropo de retragerea despre care vorbeai tu mai devreme, sau al evadării, al furiei sau al frustrării, chiar dacă ne referim strict la perioadele ei dificile. Vezi? Și, și dacă, dacă suntem, să spunem, asertivi și dacă suntem îngăduitori, toleranți, răbdători, hai să zicem că sunt persoane care au o, au limitele alea foarte laxe. Da? Unii au niște limite mai rigide, un pic, adică nu tolerează multe lucruri, dar alte persoane au așa un soi de, de, de larghețe în a accepta sau în a întinde elasticul, știi, în a întinde acele limite, granițe, a... tocmai pentru că sunt puțin mai toleranți și sunt puțin. și mai la, știi? lasă, las de la mine și de data asta, nu nicio problemă, hai, merg înainte. Știi? Bun, dar te gândești până unde, da? Dacă, cum spuneai tu, nu primești un ceva și din partea cealaltă. Adică și ca punct de vedere, și ca fel de a avea dreptate. Apropo că a avea dreptate sau dorința de a avea dreptate distruge clar o relație. Cred că e important să avem și dreptate câteodată. Și să simt că ceea ce spun eu este auzit de celălalt. Pentru că a avea dreptate, eu o traduc și așa celălalt să-mi audă punctul de vedere. Există adevărul meu și există adevărul lui și între adevărul meu și adevărul lui găsim un adevăr comun care este acel compromis de care spuneai tu. Compromisul ăsta e util să-l facem într-o zonă de limite, dar de limite cumva permeabile, însă clare. Adică dacă am niște limite foarte rigide, atunci o să fie greu pentru partenerul meu să ajungă la mine, pentru că e tot timpul aici ca o barieră între noi și el o să se oprească aici. atunci, o să fie mai greu să intrăm într-o zonă de intimitate, unde eu să mă arăt cu ce sunt. Da. Pe de altă parte, dacă am niște limite din astea foarte fluide, laxe, cum spui tu, da, îl invit pe celălalt să vină foarte mult în lumea mea interioară și asta, din nou, s-ar putea să fie greu câteodată, pentru că el o să vină din ce în ce mai mult și uh, intimitatea pentru mine o să se transforme poate în ceva care este uh, periculos. Nu periculos în sensul că mi se întâmplă ceva, dar nu mai e o zonă de siguranță. Da, pentru că e prea mult din el acolo și prea puțin din mine. Asta se întâmplă când sunt limitele prea fluide, prea relaxate. E important să vedem zona asta de limite permeabile, în care el poate să treacă atunci când eu îi dau voie, da, și eu pot să vin acolo atunci când el îmi dă mie voie, și aici să creăm zona asta de compromis, în care adevărul meu să fie auzit de el și eu să aud adevărul lui. Eu m-am simțit așa când tu ai vorbit cumva cu mine, nu înseamnă că tu ai vrut ca eu să mă simt așa, dar asta e răspunsul meu și e important pentru tine să-l auzi. Și da, poate că mi-ar plăcea câteodată să aud scuze, dar câteodată poate nu mă ajută scuzele alea. Dar poate e important doar să știu că celălalt știe cum eu mă simt. Și dacă el știe și este dispus să lucreze la relație, la fel ca și mine... Data viitoare, poate că o să se gândească de două ori înainte să spună același lucru, pentru că o să știe că mie nu-mi place și că l-am rugat să-mi transmită lucrurile altfel. Și, apropo de asertivitate, să fac și eu asta pentru el. Nu doar să-i cer asertiv, dar eu să nu ofer la rândul meu. El să fie cu limitele lui permeabile și o să mă duc cu critica peste ele. Să fie un, un dozaj de limite și permisivitate între și el și mine. Și să ne auzim fiecare adevărul celuilalt. Uite, mă mai gândeam la un lucru. Și din experiența de viață, nu e cazul la mine din experiență clinică, bineînțeles, deși poate că mi-aș fi dorit, dar doar din experiența de viață și din discuțiile cu foarte mulți colaboratori, psihologi și psihoterapeuții. Psihoterapeuții propun un anumit limbaj. Un limbaj plin de blândețe un limbaj plin de asertivitate, cum ai spus tu, un limbaj plin de calm, de răbdare, da? cu o tonalitate a vocii caldă și așa mai departe, da? fiecare cu ce l-a înzestrat Dumnezeu. Dar din păcate, în momentul în care suntem reactivi, aproape că uităm aceste sfaturi sau probabil că nu am învățat acest limbaj. Cred că foarte puține cupluri, Mă refer la cei doi parteneri sau la unul din cei doi parteneri Cred că în foarte puține cupluri el sau ea vine cu blândețe și spune Știi, puțin mai devreme m-a deranjat că ai țipat la mine Sau că mi-ai spus nu știu ce Și m-am simțit tristă și m-am simțit nu mai știu cum, trădată și uite, bă, am simțit nevoia să-mi exprim emoțiile, și așa mai departe. Ăsta este un limbaj folosit într-adevăr, și pe care cu bună dreptate îl recomandă psihologii și psihoterapeuții, dar este un limbaj, nu e un limbaj uzual, din păcate. Și noi avem tendința a fi reactivi. Avem tendința să ne certăm, să devenim cumva, să fim pe poziții beligerante, belicoase cu, cu, cu celălalt. Apropo de Stan Tetkin, o altă carte minunată, Configurați pentru Iubire, unde vorbește despre creierul iubitor și creierul beligerant. Adică, e greu să, să, să te abții sau să, să conștientizezi atât momentul tensiunii, dacă nu ai experiența acestui lucru, încât. Să ajungi să faci ceva. Și dau un exemplu, nu știu, banal Dimineața a trebuit să merg cu soția undeva, să luăm ceva, într-o comună din, de, de pe lângă București Și mergeam cu mașina și era un sens giratoriu pe care, din neatenție, l-am ratat nu am luat-o la stânga, am mers tot înainte. Normal că a existat o stare de uh, nervozitate, de tensiune, mai ales când cealaltă spune. Bun, n-ai fost suficient de, 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 de atent și ai făcut gestul respectiv. Prima reacție, prima tendință a fost să-mi cer iertare. Da, este vina mea, nu am luat-o pe unde trebuia, nu stau prost cu orientarea, dar n-am fost atent la sensul, ăla, la genatură. Deci, Mă gândesc și la lucrurile astea, că trebuie să ai cumva capacitatea aceasta de a nu intra în bula negativă a celorlași de a pentru că majoritatea avem tendința de a deveni reactivi. Se vine din special cu o reacție, vin și eu cu o altă reacție. Și de asta, de cele mai multe ori, aceste conflicte, în loc să fie aplanate din fază incipientă, ele esca escaladează. Da. Când învățăm sau citim în cărți, auzim la alții despre cum ar trebui să vorbim, asertiv, cu blândețe, cu compasiune. Învățăm chestia asta cu creierul nostru rațional, care primește toate informațiile și le stochează acolo și zice, ok, acum știu ce trebuie să fac. Doar că în momentele alea de reactivitate, noi nu funcționăm cu creierul rațional unde am stocat toate informațiile astea, ci atunci se activează creierul emoțional. În creierul emoțional avem noi toate... Am învățat acolo, am act chiziționat în zona aia toate interacțiunile, de exemplu, de când eram copii, cu mama, tată, cu alte figuri parentale, care, atunci când noi nu putem să folosim tonul ăsta blând în conflict, probabil că nici ei nu l-au nu folosit în conflictele lor cu noi. Și noi am înmagazinat modelul lor de a re relaționa într-un conflict. Și când mă cert cu partenerul și uh, sunt într-o zonă reactivă, o să se... Trezească sistemul meu limbic, creierul meu rațional și o să scoată de acolo ce știe el că se face atunci când suntem în momente de conflict. Ziceam mai devreme că partenerul este, cu partenerul avem o formă de atașament aproape la fel de puternică cum era forma de atașament pe care am avut-o cu părinții, cu mama din familia de origine. Și atunci e cu atât mai clar că aia o să se trezească, ce știm noi că s-a făcut în copilărie, asta o să facem și cu partenerul nostru de cuplu. Noi am mai vorbit despre um, importanța Familiei de origine în dezvoltarea relațiilor viitorului adult. Pentru că în familia de origine, acolo se pun bazele pe ce va însemna orice fel de socializare în viața de adult a actualului copil viitorului omatur. Și partenerul răspunde și el la fel, tot din zona de creier emoțional. Doar că atunci când reușim să folosim informațiile din creierul ăsta rațional, pe care le-am stocat acolo, citind cărți, ascultând podcasturi, uri urmărând, urmărind filmulețe, vorbind cu terapeutul despre teorie, câteodată reușim să-l folosim. Și de fiecare dată când reușim să folosim informațiile de acolo, ele se stochează încetul cu încetul, câte puțin, câte puțin, mult mai greu decât la copii, dar ca interacțiuni în creierul emoțional. La fel, când noi primim genul ăsta de interacțiune din partea altcuiva, dar noi venim și am făcut tot tâmpenie Și eram obișnuiți că cineva vine și ne critică, dar persoana aia nu ne critică, ne privește cu compasiune, cu blândețe și ne vorbește cu asertivitate, din nou se stochează în creierul emoțional felul în care eu m-am simțit atunci când celălalt mi-a transmis mesajul în felul ăsta. Și de asta ajută uh, terapia, de exemplu, pentru că un terapeut nu îți va răspunde la mesajele cu care vii, așa cum ai învățat un familia de origine, dacă vii cu un model greșit, ci o să răspundă printr-un model sănătos pe care tu să-l integrezi încetul cu încetul și să poți să-l folosești și tu la rândul tău. Numai că diferența este că în creierul rațional informațiile se stochează super repede. Am citit cartea ei și am învățat ce am de făcut. Dar în creierul emoțional, informația asta se stochează și se așează mai greu. Și am nevoie de foarte multe repetiții ca ea să fie acolo. Nu o să reușesc astăzi, poate, să nu-i răspund reactiv partenerului, chiar dacă știu ce am de făcut. Că oamenii vin adesea în terapie cu problema asta. Băi, știu ce am de făcut, dar nu-mi nu iese. Știu că trebuia să-i vorbesc asertiv, dar iar i-am zis o critică și am vorbit urât cu el și el s-a supărat. Da? Dar de fiecare dată când reușesc, data viitoare o să-mi fie un picuț mai ușor. Și pe aia data viitoare, un picuț mai ușor. Și pe termen lung o să pot să schimb acest model defectuos de a mă certa. Și o ultimă întrebare uh, care mi-a venit efectiv ascultându-te. Crezi că, normal, ține de tipologiile uh, umane, de caracter, de personalitate și de multe alte lucruri. Crezi că umorul Iarăși este un ingredient foarte important într-o relație și fii atentă, mă gândeam, mă gândeam, chiar la un exemplu imaginar. Data trecută am venit cu un exemplu concret. Acum vin cu un exemplu imaginar. Apropo de critică și de reactivitate și de retragere emoțională, când cealalt vine cu critică, te simți într-adevăr Cumva te simți trist, dezamăgit și cumva trădat în încrederea pe care tu o ai în celălalt. Bun. Acum, sunt și persoane mai sensibile. Și din punctul meu de vedere, nu e ok să fii hipersensibil. Pentru că, automat, hipersensibilitatea, adică ești mai ușor de atins cu niște vorbe, da? E, și sunt și niște persoane, nu înseamnă că dacă nu ești. Dacă ești mai puțin sensibil, nu înseamnă că nu ești ca om, femeie sau bărbat mai ok sau inteligent și așa mai departe. Nu. Dar parcă iei lucrurile un pic altfel. Și aici intervine, mă gândesc eu, umorul în relație. Adică umorul are întotdeauna capacitatea sau abilitatea de a detensiona, să spunem, un conflict și de a descreți frunțile. Da? E și în momentul în care celălalt vine cu o critică la adresa ta, pe care, normal că tu o percepi ca pe o, ca pe o, o critică sau ca pe, ca pe un mesaj toxic, să-l să întorci cu o glumă. Asta nu înseamnă că poate pe tine nu te afectează, că ești om până la urmă, nu ești de piatră stâncă. Dar felul în care tu vii și apropo de reactivitate, felul în care te întorci făcând o glumă, să spunem, prin care celălalt zâmbește, are această capacitate de a, cum spuneam mai devreme, de a detensiona un pic starea respectivă care ar putea să devină conflictuală. Umorul e foarte important în relații și există într-adevăr persoane care sunt mai puțin responsive la umor sau în anumite situații de stres profund nu vor răspunde bine la umor. Dacă faci o glumă, mai bine pleci de acasă. Dar partenerii se cunosc și știu, simt cam care e momentul în care ar putea întoarce o glumă și care e momentul în care, ok, hai să privim cu altă abordare. Ce le recomand eu cuplurilor cu care lucrez e un exercițiu foarte simpatic pentru că foarte multe din conflicte sunt aceleași sau se derulează la. Că e vorba că ai uitat pâinea pe masă, nu ai băgat laptele în frigider sau iar ți-ai lăsat șosetele nu știu unde. La bază, tome de genul ăsta. Și odată ce le identifică, ce pot face cei doi este să le... Um, să le grupeze și apoi când începe, iar ți-ai uitat nu știu ce, nu știu unde și celălalt să zică, a, da, ăsta e conflictul cu numărul 5, tu o să zici aia, eu o să zic aia, tu o să zici aia, eu o să zic aia și la sfârșit o să ne simțim nu știu cum. Și asta detenționează, pentru că aduce în, cum să zic, în relație zona asta de jucăușeni, așa cumva e. Eu sunt amuzantă, celălalt ar putea să răspundă la același stil jucăuș al meu, pe de-o parte. Pe de altă parte, subliniază faptul că este o problemă care a mai existat și în trecut și știm cum se desfășoară și știm cum o să se încheie, deci nu e ceva extrem de periculos, de dramatic, care o să ducă la cine știe ce și cumva creierul nostru emoțional se mai calmează că Ok, suntem în siguranță aici. Am mai trecut prin asta, știm cum e. Și în al treilea rând, îi aduce pe cei doi într-o echipă. În loc să fie părți beligerante, eu am zis tu ai zis, eu îl invit pe partenerul meu să fim în aceeași echipă și să glumim împreună, nu eu pe seama ta și tu pe seama mea, ci noi doi pe seama acestui conflict din relație. Da, da, da. Și este un exercițiu foarte, foarte fain. Aduce foarte multă detenționare. Și în principiu sunt cam 5-6 conflicte așa pe care oamenii le identifică în cuplurile lor și le numerotează. Conflictul 1, 2, 3, 4, 5, 6 și se termină cearta mult mai repede. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Dansul Relațiilor, Harriet Lerner, o carte din colecția Apas în doi colecție care face subiectul dezbaterilor noastre cu invitația interviurilor noastre. Dansul Relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, rămiți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. A fost alături de noi Diana Vijulie, psiholog, care îi mulțumim foarte mult pentru sfaturile prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Nu uitați de întrebări, comenturi, eu știu, poate teme de discuție, subiecte pe care ni le propuneți și pe care noi, la rândul nostru, le vom propune invitaților noștri și le vom discuta. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a rubricii Cititorii Întreabă Psihologul răspunde. La revedere, o zi minunată și lectură plăcută! La revedere!